Dar ce ești roșii? Pentru că m-am pus cătușa. Cătușa? Dar ce mi-a lăsat mai cătușa? Ți-a pus cătușile bulpiță? Da. Bulpiță. Da, cătușă, de la cătușă. Radu să facă jocurile astea de acum. Da, bineînțeles. Se va termina în caz cum asta. Păi da, dar voi dați atenție. Cu cât îi dați atenție, la tot face mai tare. Ai, mă, că toată lumea judecă. De ce n-am refuzat? De ce am făcut? Mă, frate, eu nici de nebună nu mă ridicam de aici pentru că venea el, pentru că nu speria atât de bombe și nu trebuia să fie. Lui place atenția, voi n-ați înțeles. Ai, se vede ce ai, dau poștă. El nu o să facă niciodată relații sau să fie... Ba da, își va face, nu, dar nu o fată... Adevărat. O fată care suportă căcaturile astea. Nu e adevărat. O fată care crede el că va fi pentru el, nu știu. Dar își va nu face. Cred. Vrea, ba da, el vrea, da. Este foarte posesiv. Deocamdată nu e nimic care să-i atragă atenția tare, tare. Ba da, eu sunt sigură de asta. Eu asta cred, nu știu de ce. Face așa doar... Dar el va face, dar nu acum, deocamdată nu cred. El își va face afară, probabil, aici în niciodată. Da. Nu știu, eu zic părerea. Sau poate și are acolo ceva. cu greu. Și acolo. Înseamnă că îi plac bărbați. Nu îi plac bărbați. Îi place să se joci. Nașpa. Zici, Georgiana, ceva. Ce să mai zic? Dă-ți tu părerea. Da, am ce să mai zic. Da. Lucrurile mâine sunt așa urma... și cum se văd. Elena. Ieri a stat la Georgiana, da? Sincer, nu azi cred. A stat la Adriana. A stat și la Alina. Da. A zis că mai chiar va se la doar pentru tine. Da, dar eu am fost sălbatică și m-am ridicat. Da. Ne-am luat la... Nu, zic el. Nu, dar la depus, că nu vreau să fiu judecată pentru faptul că s-a pus și vai, eu nu m-am ridicat, da, am fost speriată de bombe până la urmă. Dar nu că și-a stat, eu am fost speriată de bombe. Tu nu ești în cunoaștere cu nimeni. Păi da, și eu m-am ridicat și asta înseamnă că am fost speriată de bombe. Bombe, fetelor, ce vorbeați, despre ce vorbeați? Despre tine, Radu, că te-ai pus. Despre circul tău. Oala, toate fetele. Vorbeam de circul tău. Vorbeam de tine că îți vei face o relație, dar deocamdată. Ți-ai făcut un număr. Hai că nu înțeleg dacă vorbiți toate. Una. Hai, vorbești. Desemnați. Gianina. Vorbeam despre tine. Ai legătura. Că fetele ziceau că nu cred că îți vei face relație, dar eu cred că îți faci, o să-ți faci, dar nu acum pentru că nu ți-a atras niciuna atenție atât de tare încât... Ba da. Să vrei să-ți faci relație. Ba da. Nu prea se vede. Top 3. Lasă-mă cu top 3. Top 1 atât, nu top 3. Nu exact. Exact. Eu nu o să vin ca voi. Să spun în felul următor. Fac un top 3 și după aia mă întorc la 180 de grade. Eu n-am zis niciun eu, dacă top 3, am spus top 3, dacă am spus top 3-ul că îmi face plăcere, merg pe top 3-ul ăla pe care l-am spus. Eu nu stau să mă sucesc, înțelegi? Dar în momentul în care văd niște reacții care mă deranjează, vreau să le testez, înțelegi? Vreau să testez un pic de la Adriana, dacă are dreptate, în ce spune. Vreau să testez de la Adelina, dacă într-adevăr are reacțiile alea... necontrolate și când intră înapoi ca și cum s-a întâmplat nimic. În contextul în care tu ieri ai păi spus cu Adelina că ai chiar tot ce asta treabă cu ea. Fix nu? Asta Adelina? Am Adriana. Spus cu a... ai Adriana. Spus Adelina. Scuze, Adriana. Da, de ce te sesizezi mereu să vorbești? Cum tu te sesizezi în toate contextele? Eu nu mă sesizez nimic. Aveau fetele astea ceva de lămurit, aveau o chestie, iar te bași tu. Eu ți-am mai spus, ești dependent de mine, lasă-mă și pe mine. Acum faci strategie? Faci strategie? Nu e... strategie? Cine e acolo? Mâna ta stângă, lângă tine. Unde vrei să pună? Dacă nu înțeleg. Unde vrei? N-am înțeles. Și vezi că au zis băieții că dormeai, trebuie să-ți dau pedeapsă, ca să știi. Nu, dar Radu, tu așa da. Le testezi? Vrei să le duci emoțiile și nervii la maxim? Nu. Păi așa faci. Nu sunt tester. Păi... O să vin aici. Atunci ce Ile? Faci? O să vin vreau să văd dacă într-adevăr e adevărat. Asta o să încerci. Bun, și știai foarte bine că Adelina e deranjată. Te-ai pus în poală. Asta era adevărat. Dar totuși pe el îl doare în pai. Stai puțin, cu ce am deranjat că m-am pus în poală unei fete? Nu în poală, pe pernă. Atâta timp. Bun, dar atâta timp cât o fată știi că te place și o spus și ea asta. Dar nu doar o fată mă place. Poftim? Nu doar o fată mă place. Dar păi, știi, exact, și nici nu îmi place doar o fată. Vreau să văd. Atunci care nu mă place mai mult. Tu lași așa o ușă deschisă. Păi nu-i sigur. El nu-i sigur pe nicio fată, el de asta face așa. Păi, exact, nu sunt sigur pe ce simt ele, nu sunt sigur pe cuvintele lor, pe faptele lor. Exact. Păi da. Rămâne cu Alina. Asta nu înseamnă că îmi faci joc de o persoană. Alina, în momentul ăsta, Radu, o să te las eu ca să nu-ți fie greu, că poate ți-e greu să alegi între trei persoane, o să-ți las două. Da? Alina, oricum. Lași puțin. Eu deja le-am ales pe Alex. Mai vrei încă? Mă uite, ți-o las pe Adriana și pe Alina. Și uite, poți să o ieși pe Elena bonus, că oricum. În primul rând, fetele alea nu sunt obiecte să le dai și iar eu le-am ales pe Alex. Păi eu spuneam, dar nu vorbesc în numele lor niciodată. Eu mă refer că din punctul meu de vedere ies eu din ecuație și te las pe tine să-ți fie mai ușor. Cum consideri?
Ok. Înseamnă că n-a fost nimic adevărat. Te pup. Păi și din partea ta cum poți să... Lui îi place să... Aia nu a fost nimic adevărat. Din partea ta a fost adevărat. Îmi pare rău, dar nu pot să stau să fiu bătaia nimănui de joc. Eu nu mă joc. Ba chiar asta faci, asta încerci să faci. Atâta timp cât ți-am zis Radu și fetele și-o dea seama de chestia asta. Atâta timp cât tu nu poți să te accepti o fată. S-o cunoști pe la urmă și tu îți place să zbori dintr-o fată, nu? Poate că îi place atât. O să-și dea lumea seama ce interes ai tu aici. Nu poate să se axeze pe o fată pentru că îi place atenția. De ce vorbești? În numele oamenilor de acasă, o să-și dea lumea seama, o să te judece lumea, o să... Lumea oricum judecă! Am zis și de fete, am zis și de fete, am referit și de la cei de acasă, da, dar am zis și de fete. Prima dată am zis de fete, dar nu mai vorbi tu în numele oamenilor. Păi asta am zis, am zis de fete și lumea de acasă, fetele și lumea de acasă o să vadă tot ce... Dar la Radu asta este, am subliniat și am spus primul lucru fete, pentru că încerci să aduci vorbe împotriva mea și faci vorbe în gură. Dacă ai venit aici să te interesezi doar lumea de acasă... Nu știu cum să-ți spun viața mea, dar am spus fetele întâi și vezi că iarăși îți cauți atenție cu mine și nu e ok. Vorbește, auzi, auzi, te luai de mine, ascult un pic, ascult un pic, ascult un pic, ascult un pic, ce faci? Vezi că ai treabă, vezi că ai treabă, vezi că îți pompează venea aia. Zi odată, mai grijă, hai. Vezi că îți arăți fața aia care o știi mai bine. Hai zi. În momentul în care tu vii aici și nu ești apt, nu ești apt, altfel nu poți să te numesc, ca să-ți alegi o fată, să poți avea o discuție cu ea și să poți să o cunoști pentru la mine anumit punct. Da, acum îți place de Adriana? Nu știe. Acum o vrei pe Adriana înapoi? Ceva de genul. Ha? Acum, el zicea de mine, vezi că e ofensat acum și plânge o vrei? Și încearcă să își arate adevărata lui fața aia. O vrei pe Adriana înapoi? Și foarte... Nu? Vrei. Omul ăsta vine și spune că îmi caut eu atenție cu el. Dacă derulăm de la începutul zilei... Te rog. Tot ce s-a întâmplat, absolut. O să vezi că doar tu te-ai sesizat la mine. În momentul în care eu îți răspund la ce mă întrebi, tu spui că eu o chestie, de tine. O chestie că nici tu nu știi dar, ce Radule, zero, nu știi zero, ce zero, zero, zero. De ce încerci să... Ești zero, zero, de la euro, euro. Răspunde la întrebarea mea, de ce o... De ce o colești întrebarea mea? O vrei pe Adriana acum înapoi? Înțeleg ce vrei să crezi aici. O vrei pe Adriana înapoi? Că zilele auzi? Trecute te declarai că nu vrei, că nu-ți place comportamentul Radu, ei. Tu vii, ascult un pic, tu vii mie și zici că îmi dai cu cătușele în cap. De unde până unde ai dedus? Tu nu ai avut curajul. Vezi că, bă, vezi că o să-ți arăți fața, crede-mă, ți-am zis. Vai, vai, piele albă, piele neagră, vai, 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 dragoste de contrabandă. Hai, Răducu! Bocește un pic. Dacă nu plângi, nu te crezi, să nebunesc. Uite-mă cum stau. Ia uite, așa stau, uite. Hai, poziția asta așa. Hai, bă, cântă viața mea. Picior peste picior. Cântă, bă, ce faci? Te ui la mai mult. Ai lăutar sau ceri aspirator de vase, viața mea. Mă ui la mai mult. Da, bine, ai grijă, te rog. Ai grijă, bă, mi-e milă de tine, jur pe cea mai sfânt să nebunesc. Acum vezi că s-o pompat în viața. Dă-i un pic, scutură-l un pic, trebuie. Vorbește, dracu, cu fata aia, cu roșii, vezi-ți de treaba ta. Uite, ți-o băgat-o pe adresă. Păpușică. Vorbește frumos, păpușică. Bă, dar dacă nu poți să te asemăn cu adresa, cu ce aș putea să te asemăn? Te-am spus, dar păpușică. Te deranja faptul, dacă îți ziceam că îți dau cu cătușele alea în cap, plângi. Auzi, ascult un pic, vezi că dacă îți dă demnă. Cheile de cătuș. Cheile, vezi că ai zis de cătușe viața. Ai zis de cătușe. Vezi că dacă ziceam eu chestia asta, începeai pe aici și făceai ca tramvaiul. Fii cu minte, nu te mai da tramvai că nu ești, crede-mă. În afară de ceva de fațadă nu ești viața. Tu ești tramvai, eu sunt metro. Ce ești tu? Metro? Mai ai până la metro viața mea. Ești metro, ești caracter. Mă duc fix, știi? Tu mai deraiezi un pic. Da, viața mea, să pleacă curcudelul după tine când treci strada și vii la mine. Da, aș viața. Ce dume bune ai. Da, aș viața. Talent ai. Fii cu minte, că dacă încep să te iau un pic în cuvinte, crede-mă că e greu, mă iei pe mine cu jocul de cuvinte. Te rog, te rog. Ți-am zis, te rog. Dau atenție viața. Pe mine dat destul azi. Ți-am dat? Azi m-ai umplut de atenție. Tu te-ai axat pe azi viața. Azi mi-ai dat mai multă atenție decât ai dat viața mea. Nu mai ai loc de mine. Dă-i mine cât vrea sufletul tău, îți promit. Dă-i mine cât vrei tu. Pune-mi un moment în care am dat eu azi în tine. Te rog. Azi? Azi, da, te rog. Zic de ieri cum ai început. Nu, azi, mă. Îți promit eu că până în gală cu asta azi te țin. De azi ieri ai început. Ascult un pic, de vorbim ieri. Vorbim pe azi, mă. Bă, ai ieri a fost ieri. Viața mea, viața ieri mea s-a dus în felul următor. Zic așa, ca să știi și tu, ca idee, că văd că uiți, ai un pic de Parkinson. Ieri în contextul în care ai zis că eu mă bag în drumul tău și tu ai drumul meu. Da? Nu știu care au făcut gestul pe care l-au făcut. Tu te-ai băgat în valul meu, cum ai zis tu, sau drumul meu, nu știu cum le definești tu. Tu nu poți să le faci diferențe, dar continuă. Așa. În momentul în care tu ai început să te duci la Alina să faci chestiile astea, dintr-o dată, că au fost dintr-o taci, bă, se vede, Radu. N-am avut curaj. Dar tu de ce ai curaj? Să zici că dai n-am cu cătușe avut în cap? N-am avut. Auzi, nu stai un pic. Tu ai curaj să zici că dai cu cătușe în cap? Tu te auzi ce zici? Eu? Cum? Asta. Ce? Bă, te doare eu. Cum?
te doare? Așa, așa e viața mea. Așa. Păi, dar era chiar cum spui tu? Cum spui? Ah, da, cu cheia din adevărat. Încerci să-ți faci o mască aici și nu o să-ți iasă. O ce? O mască. Tu pui la mine și îmi zici cu perdele, îți promit eu că o să se arate. Și o să apară. Și îți promit că ți-o pregătesc. Dacă îmi pun asta, semăn cu ea din... Cu cine? Cu alea, mainițele alea. Te stai să le ninja? În contextul în care ești acum, chiar și fără alea, nu pot să zic că ai avea o imagine foarte bună. Dar dacă tu te crezi cu o imagine foarte bună, chiar mă bucur pentru tine. Bravo, ai toate aprecierile. Dar tu nu inhabitatul lui natural. Eu am venit aici să-mi creez o imagine. Eu am venit să fiu eu. Nu e vorba de imagine. Așa, bun. Care crea deja o imagine. Bun, prost, pe față și încerci. Nu, nu, nu. Te-ai legat de o altă imagine mai înainte. În contextul ăsta ai zis că dacă spui că tu cele semeni cu nu știu cine, ai vorbit de o imagine, de o personalitate, da? Automat, că ți-am zis chestia asta că oricum mai dau la fel. Nu, mă, de unde nu de semen cu fața să ninja? Dar de unde ai tras tu concluzia că am venit aici pentru imagine? Vezi cum deraiezi un pic? Faci ca tramvaiul. Așa ești tu, tramvai. La unul, când la altul, acum văd că ești prieten cu ăsta, n-ai avut nimic împotriva lui, azi ai sărit iarăși pe mine, oricum îți spun, știi că asta o să faci toată săptămâna, da? Te rog, viața mea. Sincer, stai pe mine, îți promit, eu îți zic, eu nu mă scund, nu mi-e frică de tine, nu mi-e nimic, ți le spun. Dar pe cui e frică de tine? Da, în momentul în care le dai și asumă-ți. Cum? Absolut tot ce am zis, îmi asum. Diferența între ceea ce spui tu, diferența între ce spui tu și ce spun eu, eu mi-asum unele chestii. Chiar poți să le spun pe toate, dar tu nu te asumi. Nu poți să-ți asumi. În momentul în care tu vii și îmi dai acuzic, eu am sărit la gâtul tău, nu știu care din noi doi viața mea au sărit în prima zi și s-a ofensat și nu mai avea loc de mine. Nu știu. Cum? Păi știu că nu știi. Bă, știu că nu știi. Pe mine mă deranjează doar pupicul, că stătea aici lângă mine, nu stăteam să mă atac. În afară de tine, că s-o văzut că ești deranjată pe voi, nu vă deranjează? Nu s-a pus pe toate. N-ai văzut-o bine. Nu, mă, el își face. Că nu stau să iau la bătaie sau așa, s-a așezat pe voi. Da, pe toate. S-a așezat pe voi. Își face... Lasă, n-a stat mult. S-a văzut. Am văzut pe ăsta, în oglinda aia am văzut. Așa, s-a așezat și... Păi vă întreb, v-a plăcut? E o întrebare. Am plăcut, de nu mai putem. Păi vedem că râdeți într-una de când vorbește Radu. Aoleu. Și niciuna nu sunteți asumată. Lasă că mâine se pune și la tine în poală. Da. Ești cam geloasă, văd. Da, vrei să... Da, mă, eu fix pe Radu. Păi de ce ne întreb, că nu înțeleg? Păi vă întreb pentru că am văzut chestia asta. Asta e întrebare stupidă. Ce v-a plăcut? Pe mine asta nu m-a deranjat, m-a deranjat pupicul. Se pare că el are vreo treabă cu noi. Dacă asta am văzut eu. Mamă, n-ai văzut. Am voie să întreb. Am voie să întreb. Normal. Bun. Și avem voie să răspundem și să spunem că nu. Bun, am înțeles. Gata. Închidem subiect. Dar lăsați de înțeles altceva. Toată lumea înțelege ceea ce vrea. Da. Da, toată lumea, toate îl vor pe Radu, toate. Înțelege ceea ce vrea aici. Da. Interpretează Ce s-a atins așa de piciorul meu, mi-a ridicat piciorul și el s-a ridicat. Ce puteam să-i fac acum? Da. Eu o să zic că eu greșesc, că nu mai vreau și așa mai departe, dar că el așa trebuie să scăpunțe, să încerc să fac, să nu știu, să face mai... Știi? Și din asta, îmi spune Spune-i faptul dacă te deranjează. Păi spun că mă deranjează și că nu îl las pe ele să... Dacă te deranjează. Și la lupte cu el, nu mai pot. Nu am venit să mă fac de râs, să rândă lumea de mine. Deci degeaba îl vrem, că el nu vrea pe niciuna, ți-ai înțeles? Așa că gata, nu vă mai... Nu vă mai nebuniți fetul lor. Nu vă mai avea nicio treabă. Da, cel mai bine. Dar asta da înseamnă că trebuie să mă ridic și să fug pe aici de el, să încep cu jocuri și să încep cu căcaturi. Ce m-a deranjat, dar ce un pic normal că m-a deranjat, te-am spus. Exact, dar tu nu ești nu trebuie să mă justific în fața nimănui. Da, exact. Nu ești în cunoaștere cu nimeni, de ce să te ridici? Da, de ce să fac cum am făcut atunci când a venit, de tot fugeam de el. Deja atunci, da, era jocul nostru, gen. Dar acum n-avea rost să stau, să... Eu dădeam curs acum dacă mă ridicam. Poate fugea după mine. Și că ți-a plăcut. Când te ridicai, de ce te-ai ridicat? Când nu te-ai ridicat? Nu te-ai ridicat. Dacă mă ridicam, de ce nu venea ridicat? După mine și începeam să zâmbesc și... A... Da, gata, acum era... Nu, și Adriane îi place. Și... Începea Iacob. Da. De ce îți place? Da. Cum îți face ție, mărește? Dar fără... îți place, dar... El... Vorbești să nu dori. Da. Ba, da. Se trezește și el așa câteodată. Ai văzut? Păi da, îmi place. Ia-uți, Rădu. Nu mai bine, că am mai multe șanse. Îi place de tine. Și de ce nu încerci să faci pași? Da, Adriana, pe tine da. Chiar, nu știu, eu mă pun un pic în poziția ta. Pe mine, dacă zilele trecute au vorbit ură la adresa ta, n-ai ce și ce put... Nu, mă ridicam și fugeam prin casă pe bune? Nu, dar, nu, dar gen, puteai să iei mâna, de ținea de talie. Dar ce o să iei pernă, gen, adică nu m-a luat în brațe cu totul. Ești așa de obișnuită ca cineva să...
Nu. Ține detalii sau... Voi vă atacați degeaba, frate, nu-l vrea nimeni. Dar eu nu mă atac, eu nu mă atrept. Eu nu o să stau să-l iau din nou, mi-a dat bloc, am lămurit situația. Dacă o să vină frate lângă mine pe canapea, nu mă deranjează. Dacă o să mă pupe, mă deranjează. Normal. Dacă ție îți place, adică vă plac jocurile astea... Vezi, orice ai face e judecat. Lasă că oricum acum e al nimănui, deci poate să fie al meu. Ce ai zis? Ați auzit? Trebuia să ridici. Eram pe eu cu tot. Eram fiartă. Poate să fie al meu. Da. Sunt fiartă după rând. Trebuie să stai la rând. Mi-a Adelina. Pentru că e Adelina. Mă bag peste ea, nu contează.